Pe drumurile din Selaș, patru mașini din 10 nu sunt în regulă din punct de vedere tehnic. Peste 1400 de mașini au fost oprite în trafic în prima jumătate a anului de inspectorii de la Registrul Român. 52 dintre mașinile trase pe dreapta prezentau pericol iminent de accident. În județul Sălaj, în primele șase luni ale acestui an, registrul autoromân a verificat 1406 autovehicule, din care 35,14% au fost neconforme din punct de vedere tehnic. Asta înseamnă că aproape la fiecare 10 mașini oprite, 4 erau cu defecțiuni care pun în pericol participanții la trafic. 52 de mașini prezentau chiar pericol iminent de accident. Cele mai multe probleme au fost descoperite la instalația electrică de iluminare și semnalizare, punți, jante și anvelope, vizibilitate, sistemul de frânare și sistemul de direcție. Lucrurile nu stau mai bine nici la nivel național. Din aproape 34.000 de vehicule verificate, aproximativ jumătate prezentau probleme tehnice. Cu privire la gradul de emisii poluante, la nivel național s-a constatat că aproximativ una din 10 mașini poluează peste limita legală admisă.